Sâmbătă, în jurul prânzului, buzoienii sunt invitați la deschiderea Drăgăicii. În deschiderea târgului vor cânta Adriana Stuparu, precum și trupele Cronos și Nemuritorii. Sâmbătă deschidem Drăgăica. Prizele anuale, pentru că ea este o tradiție frumoasă a municipiului Buzău. Din răsputeri, în 8 ani de zile, am încercat să păstrez această tradiție. Organizatorii admit că farmecul Bâlciului de altădată a apus. Totuși, buzoienii sunt invitați să-i aducă în Drăgăică măcar pe cei mici. Iar aici, berea și micii se spune că au un gust aparte. Trebuie să recunosc, farmecul Drăgăicii apune din ce în ce mai mult. Epoca modernă lasă cu loc greu arhaismului acestui bălci, mult mai multe chiciuri, rămâne atractivă Drăgăica prin mici și bere, dar terasele vor fi din ce în ce mai moderne, mai elegante, mai noi, mai primitoare. Buzoienii vor putea intra gratuit în târgul Drăgăica. Copiii se vor putea bucura de mașinuțe bușitoare, lanțuri și balerine ca și în anii trecuți. Intrarea este gratuită și anul acesta, deci nu se plătește intrare. Alte surprize nu. Singura surpriză vreau să fie plăcută și dacă este destul de scurtă, e foarte scurtă Drăgăica anul ăsta, doar 13 zile, măcar să fie vremea frumoasă ca toți buzoienii și toți cei care vin în Drăgăica din județ și din județele apropiate să se bucure de Drăgăica și să nu se bucure de furtuni, de ploi cum a mai pățit. Pentru pregătirea și funcționarea târgului Drăgăica în acest an, primăria Buzău a alocat 100.000 de lei. Programul de vizită a fost stabilit între orele 10 și 22.